Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am fost extrem de inspirată să vin la dumneavoastră cu o etalare interactivă. O etalare care se referă la împlinirea unei dorințe. Indiferent de ce natură dumneavoastră aveți o dorință, vreți să vi se îndeplinească ceva, aveți ceva pe sufletul vostru și vreți să aflați dacă această dorință vi se va împlini sau nu. Această instalare, această întrebare de fapt este valabilă doar pentru luna octombrie și nu de fiecare dată când cine știe cădeți asupra acestui videoclip. Doar pentru luna octombrie puteți să reveniți asupra acestui videoclip de mai multe ori dacă simțiți și aveți nevoia să știți, pentru că o să vedeți, o să utilizezi cărțile de tarot, dar și cărți de oracol pentru a putea ști ce puteți face dumneavoastră ca să vi se împlinească sau dacă vi se împlinește ce trebuie să face să atrageți această dorință către voi, să atrageți afirmația pozitivă a acestei dorințe. Așadar, aș vrea să vă gândiți la ceva ce vreți dumneavoastră, ceva care vă frământă și să vedeți dacă vi se împlinește acest lucru în această lună octombrie. În acest sens vreau să vă uitați și la aceste două obiecte și să vă alegeți unul dintre aceste obiecte, să vedeți care v-ar putea atrage. Da? Să vă alegeți unul dintre aceste obiecte și să vedeți cum considerați dumneavoastră că sunteți atrași de unul dintre ele și vom începe cu acest prim obiect, cei care ați ales acest prim obiect. Haideți să vă gândiți la ceva care vă frământă și să aflați dacă vi se îndeplinește acest lucru, ce trebuie făcut. Haideți să vedem despre ce este vorba. Gândiți-vă la această dorință, dragii mei. Gândiți-vă la această dorință. Puțin pentru cei care au ales această prima etalare, dacă li se îndeplinește dorința sau nu în a luna octombrie. Ok, haideți să vedem. Este vorba despre o relație, pentru mulți dintre voi, o relație în secret sau o dorință. În orice caz, dorința dumneavoastră e legată de un secret anume, da? Cei care ați ales această etalare este legată de un bărbat sau o femeie însurată sau măritată, deci căsătorit sau căsătorită. Această persoană se gândește foarte mult la dumneavoastră. Poate fi sau nu în zodia Capricorn, mai văd de asemenea Fecioară și Taur. Persoana aceasta se gândește foarte mult la dumneavoastră și să știți că vă va oferi vești. Dacă vă întrebați dacă vă veți întâlni față în față cu această persoană, da. Dacă vă întrebați, această persoană vă va contacta până la sfârșitul lunii octombrie, pentru că, așa cum am spus, această etalare este valabilă până la sfârșitul lunii octombrie, da. Există aici, pentru ceilalți care ne gândim la serviciu și așteptăm un răspuns, da, veți primi un răspuns pozitiv din partea șefului sau a șefei dumneavoastră. Visați foarte mult la această dorință, poate fi de asemenea legată de o persoană din rac sau pești, dorința dumneavoastră, visul vostru pentru câțiva dintre voi. Există aici, simt foarte mult la cei care ați ales această etalare, prima etalare, simt că
vreți să oferiți ceva acestei persoane sau unei persoane anume, sau persoana respectivă vă va oferi dumneavoastră ceva. Aici văd deci, o diferență de vârstă între cele două personaje, v-am spus, între dumneavoastră și o persoană cu care ați avut o relație în secret și veți continua să aveți această relație în secret în luna octombrie. Este o atracție extraordinar de mare între voi doi. Da, vă veți întâlni, da, va veni, da, vă va scrie. Dacă ne gândim la acest lucru, veți avea o propunere clară pentru cei care vă gândiți la serviciu sau la un business de la un partener de afaceri, o propunere stabilă, clară. Atenție însă că ci văd aici o doză de manipulare. Persoana cealaltă vă manipulează sau dacă vă gândiți. Și întrebarea a fost legată în acest sens, să știți că da, există un fel de manipulare, da, există un fel de control care este exercitat asupra fie asupra persoanei la care dumneavoastră vă gândiți. Dacă ne gândim la șef sau la șefă sau la o persoană superioară în compania unde suntem sau la o figură de stat, aveți ceva de făcut, ați depus niște acte și așteptați răspuns de la o instituție a statului, că este guvern, tribunal, judecătorie, curte de apel, etc., sau o instituție publică, da? O companie foarte mare, să știți că persoana aceasta controlează și deține controlul. Dar mai poate însemna, pentru că este o persoană superior ierarhic, da? Are o poziție foarte bună, iar această persoană vă va da răspunsul acela pozitiv. Da? Această persoană cu funcție, o persoană care are fie o întreprindere proprie, fie un business pentru câțiva dintre voi, însă aceasta deține controlul asupra situației, asupra a ceea ce dumneavoastră v-ați gândit. Răspunsul este în această persoană. Ca dorința aceasta să vi se împlinească, este în această persoană și să știți că vi se va împlini. Aveți mișcare către pozitiv. Diavolul aici nu este neapărat o carte rea, însă mi demonstrează și simt că este puterea acestei persoane, dorința persoanei respective, adică dumneavoastră nu puteți face nimic aici, nu puteți contribui cu nimic, lucrurile sunt deja făcute, zarurile sunt aruncate între dumneavoastră sau pentru ceea ce dumneavoastră v-ați propus. Dar haideți să vedem care ar fi sfatul cărților pentru voi. Deci da, dorința vi se va împlini, cei care ați ales această etalare numărul 1. S-ar putea câțiva dintre voi să lucrați cu această persoană sau să fi cunoscut persoana care vă poate da răspunsul pozitiv, așa cum v-a spus, într-o instituție publică, o instituție de stat, spital, școli, tribunal, primărie, în orice caz, înțelegeți? Deci o instituție mare sau o companie mare sau în orice caz această persoană este cu o funcție înaltă, deține o funcție înaltă, deține controlul și este o persoană care are bani. Dacă vă gândiți la un parteneriat de afaceri cu această persoană, da, reușiți. Deci răspunsul este da. Dumneavoastră adaptați această situație la propria, la ceea ce v-ați gândit. Da, ca să vedeți dacă vi se potrivește. Haideți să vedem totuși sfatul cărților pentru voi. Deci am văzut răspunsul pozitiv, însă totuși ce trebuie dumneavoastră să faceți? Ce vă sfătuiesc aceste cărți de oracol? Ce trebuie să faceți dumneavoastră? Dacă așteptați ca această persoană să vă scrie, scrieți-i dumneavoastră. Dacă așteptați ca această persoană să facă primul pas, faceți-l dumneavoastră. Dacă așteptați ca să existe această persoană care și aveți în cap această persoană care vă poate ajuta, mergeți și căutați-o.
cereți să vorbiți cu persoana care este ierarhic superioară sau această persoană, așa cum v-am spus, care este și vă poate ajuta. Există această persoană care vă poate ajuta. Că este ea femeie sau bărbat, depinde de dumneavoastră. Eu simt o energie masculină. Acum dumneavoastră știți mai bine. Deci mergeți și nu vă opriți. Calea este grea, lungă, însă veți reuși. Faceți dumneavoastră primul pas. Întotdeauna trebuie să fiți cu un pas înaintea persoanei acesteia. Mai simt aici, pentru foarte puțin dintre voi, dacă sunteți într-o relație toxică și persoana la care vă gândiți a încercat să vă manipuleze, nu o lăsați să facă acest lucru. Spuneți-i că ați simțit această manipulare și fiți cu un pas înaintea acestei persoane. Asta am primit acum acest mesaj, această energie. Deci poate cineva are nevoie să asculte acest lucru, pentru că aici există o a treia persoană, dacă ne gândim la o relație de sentimentală. Există o a treia persoană, există o persoană care este căsătorită sau are o relație extrem de stabilă. Deci fiți cu un pas înainte acestei persoane, nu o lăsați să dețină controlul, nu o lăsați să vă manipuleze. Dacă vă scrie, răspundeți-i când vă tentează. Dumneavoastră i-ați făcut deja o ofertă, văd, pentru mulți dintre voi, deja i-ați scris până acum, așa că parcă pentru unii îmi spune să totuși să vedeți și persoana cealaltă dacă vă scrie. Asta în cazul în care numai dumneavoastră ați scris. Deci aici poate fi în două sensuri. Există o persoană care mereu a scris și a așteptat răspuns din partea celeilalte. Acea persoană poate să se calmeze puțin și să aștepte ca celălalt să facă acest pas. Ceva de genul ăsta. Dumneavoastră știți mai bine. În orice caz, fiți cu un pas înaintea lucrurilor. Asta este ideea, pentru că există anumite secrete. Dacă sunteți căsătoriți deja cu această persoană, să știți că are anumite secrete sau s-ar putea să existe o relație în secret de care dumneavoastră să aflați până la sfârșitul lunii, în mod sigur. Cam atât, dragii mei, pentru cei care ați ales acest prim obiect. Haideți să vedem cei care ați ales acest al doilea obiect. Pentru dumneavoastră, gândiți-vă la ce dorință aveți, ce problemă aveți, să vedeți dacă vi se împlinește până la sfârșitul lunii octombrie. Dorința vi se va împlini până la sfârșitul lunii octombrie. Haideți să vedem, dragii mei. Gândiți-vă la ceva și să vedem ce putem afla pentru voi. Un conflict. Un conflict, agresivitate, atât verbală cât și fizică pentru unii dintre voi, un conflict mental, poate ocazionat de o persoană extrem de arogantă, extrem de impulsivă pentru mulți dintre voi. Dacă ne gândim la un job, să știți că există o persoană în anturajul dumneavoastră, o energie masculină sau feminină, indiferent de faptul că această carte este mai mult masculină decât feminină, însă este legat acest conflict mental pe care îl aveți în prezent de această energie care o simte extrem de încăpățânată și extrem de determinată să facă doar ceea ce își dorește și când își dorește. O persoană care este extrem de concentrată pe propria
pe propria afacere, pe propriul interes, să spun așa, și vede mai mult propriul interes decât al dumneavoastră. Atenție un pic legat de această persoană. S-ar putea să fie un coleg, o colegă, cineva din familia dumneavoastră care să își dorească mult să dețină, nu neapărat controlul, dar să dețină forța echilibrată în favoarea sa și nu în favoarea dumneavoastră. Dacă ne gândim și la o relație sentimentală, pentru cei care se gândesc, voi fi din nou cu persoana pe care o iubesc sau pe care o am în minte, sau voi fi din nou, voi comunica din nou cu această persoană, da, veți comunica cu această persoană. Văd că această persoană se va îndrepta către dumneavoastră, va face primul pas, văd că ea va comunica. S-ar putea să fiți despărțiți în acest moment în care vă uitați la acest videoclip, nu neapărat separați ca și relație, însă despărțiți de o distanță fizică. Sunteți complet în țări diferite sau în orașe diferite sau cineva trebuie să se deplaseze pentru a vă întâlni. De altfel, dumneavoastră, pentru a intra, de fapt, văd că persoana la care vă gândiți pentru a putea intra în contact cu voi și o va face până la sfârșitul lunii octombrie, va trebui să pună capăt unei probleme pe care o are în prezent, unei probleme legate de viața sa, de ceea ce îi se întâmplă în acest moment, iar acest capitol este legat de trecutul său, de experiențele pe care le-a avut. S-ar putea de aceea să fie atât de arogant și atât de încăpățânat și să nu vadă lucrurile la fel de clar ca și dumneavoastră, datorită experiențelor pe care le-a avut în trecut. Însă simt că această persoană se va transforma, este într-o perioadă de schimbare, într-o perioadă de metamorfoză și nu va mai reveni la ceea ce a fost. Este cu siguranță se află această persoană în acest moment pe un teren destul de fragil. Însă dumneavoastră i-ați oferit totul, ați fost cât se poate de natural în fața acestei persoane. Acum este rândul ei sau al lui să vină către dumneavoastră și să depună eforturile necesare. Dacă ne gândim la o propunere la lucru sau dacă vă găsiți de lucru, da, veți primi mesaj din partea unei bărbați sau femei din compania respectivă, pentru că s-a terminat un contract de muncă al unei anumite persoane, iar dumneavoastră s-ar putea să înlocuiți persoana respectivă la jobul la în compania respectivă. Nu știți în prezent ce să faceți, nu știți, sunteți un pic în dubii, sunteți un pic inactivi, vi se par că toate lucrurile nu merg așa cum dumneavoastră vi le-ați fi dorit. Și asta pentru că nu ați avut toate detaliile la momentul potrivit. În momentul în care vă uitați la acest videoclip, nu aveți toate datele problemei. Dar da, simt că dorința voastră vi se va împlini. Acum dumneavoastră știți la ceea ce v-ați gândit și ceea ce doriți să, de fapt, să faceți și să ascultați unul dintre mesajele pe care vi le-am spus, pentru că sigur veți găsi un mesaj sau un cuvânt care vă va aprinde un beculet pentru a vă oferi claritate, pentru că văd că există un pic de confuzie în mintea dumneavoastră. Așa cum v-am zis, confuzie legată de persoana respectivă, de comportamentul său mai mult. Dar haideți să vedem ce ar trebui dumneavoastră să faceți pentru a
ce ar trebui să faceți pentru a ca această dorința dumneavoastră să se împlinească. Ea se împlinește, însă ce ar trebui totuși să faceți dumneavoastră în acest moment, până la sfârșitul lunii? Ar trebui să parcă să fiți un pic dezinteresați, să nu vă mai intereseze. Ați făcut tot ceea ce a stat de dumneavoastră, de puterea dumneavoastră, iar acum trebuie să rămâneți optimiști, căci lucrurile vor fi bine, se vor îndrepta către bine. Ceea ce a fost blocat se va debloca. O filă din istoria dumneavoastră se va întoarce către pozitiv. Fiți optimiști, rămâneți optimiști și încrezători în propria forță, căci veți reuși. Nu încetați să sperați, pentru că reușita este de partea dumneavoastră. Fericirea vă așteaptă, dragii mei. Chiar dacă acum vă aflați într-o perioadă tristă, într-o negură, din care aveți impresia că nu puteți ieși, că sunteți blocați aici pentru totdeauna, că nimic nu vă merge bine, nu. Lucrurile vă merg bine. Sunteți pe drumul cel bun. Vedeți dumneavoastră aici, această persoană se gândește, oare asta este drumul către fericirea mea? Răspunsul este da. Cam atât, dragii mei, pentru dumneavoastră în videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru că mă urmăriți. Să dea Dumnezeu să vi se îndeplinească orice dorință, pentru că oricât de mică poate vi s-ar părea sau oricât de imposibil ar fi, lucrurile pot deveni posibile. Există miracole, dragii mei. Vă îmbrățișez cu drag și rămâneți optimiști. Doamne ajută! La revedere!